Salut și bine v-am găsit la un nou joc pe canal, se numește Pagan Online și e vorba despre un joculeț foarte, foarte interesant. Am să vă zic tot ce trebuie să știți despre jocul ăsta în episodul de azi. Nu uitați să apăsați acolo butonașul de like dacă este să vă placă și dacă vreți să mai încercăm și alte joculețe noi. Și nu uitați că aveți un link în descriere dacă vreți să aflați mai multe despre joc. Este disponibil pe Steam direct, așa că vă invit acolo. Bun, hai să vedem. Deci avem aici mai multe caractere dintre care putem alege. Deci îl avem aici pe Elden. Hector, destul de interesant. Asta e cu un șoricel și mi s-ar potrivi mie, dar nu știu, o să mai trec așa prin ele să vedem. Valeria, ceva Archer. Ok, ia să vedem. Și nu știu, hai să vedem dacă reușim să strângem la episodul ăsta peste 10.000 de like-uri. Fiți atenți, o să număr până la 5 și la 5, cine nu a dat like, să dea like chiar când ajungem la numărul 5, da? Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, like. Sper că ați dat like, dacă nu ați dat like, încă mai aveți ocazia să o faceți, bineînțeles, pe decursul episodului. Dar pe ăsta îl cheamă Lucian, hai să vedem și altcineva. Ania, Ania, îmi place așa, bun. Istoc, ăsta este cu un mare ciocan. Bă, nu știu, mie îmi place de obicei să mă joc de ăștia buriaștii cu săbi, cu nebunii. Dar cred că de data asta, uite, Damir, cred că de data asta am să aleg ceva un piculeț mai diferit. Masha. Ce mai avem aici? Moroc? Ceva Reaper, îmi place. Și King Witch. Asta e genul de caracter pe care l-aș juca în mod normal. Dar cred că am să o aleg pe Anya. Nu știu, mi-a plăcut mie așa caracterul ăsta destul de mult. Așa că am să o aleg pe ea. Și hai să vedem. Jocul are și un pic de poveste la început. Este vorba despre lupta dintre zei și armata morților sau ceva de genul ăsta. Iar zeii sunt gardienii acestei armonii. Dacă zeii nu ar mai exista, armata morților ar face ce ar vrea și ar distruge toată omenirea. Practic, la asta se rezumă. Și vezi, fără zei nu ar exista balanță. Și fără balanță ar exista viața. Avem aici și cutscene-uri făcute fain, bă. Deci e un joc în toată firea. Deci un joc în toată firea. Îmi place mult de tot și grafica cum e. Omoară-i pe toți. Aha, nu o să-i omor pe toți pentru că am venit eu și tipul asta se va descurca să-i bată, cred că. Deci controlul e de pe WASD, ceva de genul ăsta, să controlezi caracterul, iar atacurile le faci de pe click dreapta și click stânga, ceva de genul ăsta. Bă, nu e rău, nu e rău deloc. Wow. E un fel, seamănă foarte mult cu Diablo, dar de data asta poți să controlezi caracterul de pe WASD, ceea ce îți oferă mult mai multă mobilitate. Poți să faci și dodge cu left shift-ul. Ce tare e, mă, frate. Nu știu dacă știți, dar mie îmi plac foarte mult jocurile astea. Eu sunt un mare, mare fan RPG-uri de genul ăsta și mai ales când vine unul nou, clar vreau să-l încerc. Am încercat foarte multe la viața mea. Doar că nu prea le-am făcut pe canal, pentru că am zis, bă, nu știu dacă o să le placă, dar acum chiar vreau să văd dacă vă place. Ce e asta? Mamă, le-am dat acolo o chestie care îi omoară pe toți, vedeți chestia care se învârte? Și pot să-mi dau și viață în același timp. Wow. Deci este un fel de tutorial, practic. Aici ne învață cum putem să trecem mai departe și sunt niște bătălii cu foarte, foarte mulți inamici. Ia uitați-vă ce nebunie aici. Dar voi puteți să vă alegeți ce caracter vreți voi. Adică nu sunteți obligați să vă alegeți același caracter pe care l-am luat eu. Iar aici ce se întâmplă? Wow, ce e chestia aia? Mama, dita mai Reaper-ul. Mama. Asta nu cred că e prea prietenos. Asta nu cred că e prea prieten. M-a omorât ăsta? Uite aici, Wargaming Presents. Bă, m-a omorât ăsta sau ce? A game by Mad Head Games. Wow. Frate, nu mă așteptam să mor la începutul jocului, dar nu. Așa ai făcut jocul, adică nu ai cum să... Nu aveai ce să faci, așa era cutscene-ul. Bun, și am ajuns aici. Aparent este un fel de rai. După ce am murit, dar cumva încă sunt în viață. Știi ce s-a întâmplat cu zeii? Ce s-a întâmplat cu zeii? Deci zeii nu mai există de fapt. Aparent. A fost o putere foarte mare ce a eliminat zeii. Și acum pentru a începe o nouă misiune va trebui să mergem la Battlegate. Adică aici.
Și aici avem harta, practic, de unde putem să ne ducem să luăm ce vrem noi. Avem Act 1 Pantheon și vedeți voi, practic, ai o grămadă de story. Bun, hai să jucăm asta. Battle, dacă am apărut. Ce-mi place animația aia cum am apărut. Poate grafica jocului este absolut demențială și mai ales combatul face totul. Adică uitați-vă și voi cât de activ este combatul. Faptul că mă pot mișca în spatele lor, le dau bam așa rapid, după aia mă duc iarăși în fața. Uite, fii atent, îi strâng pe toți, le dau acolo mare șmecherie și n-au ce să facă. Efectiv n-au ce să facă, îi rup în bucăți. Am ajuns la level 2 și nu știu dacă îți poți schimba eroul când vrei tu. Asta e faza pe care nu o știu. Pentru că este foarte posibil să nu ai această abilitate să schimbi eroul când vrei tu. M-a întrebat la începutul jocului dacă vreau să rămân cu eroul acesta și eu am zis că vreau. Așa că bănuiesc că nu pot să-mi schimb așa când vreau eu. Avem iteme noi. Ia să vedem, o să mă uit imediat și la inventory să văd cum e. Pentru că n-am apucat să mă uit încă la inventory. Acesta este inventoriu. Asta e arma pe care o am eu momentan. Și avem aici niște iteme disponibile. Uite, am să pun scutul ăsta. Să pun ăsta. Bine, că aud bătălie aici. Aud bătălie și nu prea-mi convine. Ia să vedem. Mulțumesc că te-ai alăturat. Atacatori, rapid. Stai așa că eu trebuie să văd ce-i în cufărul ăsta mai întâi. Adică, eu înțeleg că vin atacatorii, dar totuși trebuie să văd ce-i în cufăre. Poți să dai zoom in și zoom out uneori, am observat, dar nu tot timpul. Mă, să vedem unde sunt atacatorii ăștia șmecheri. Auleu, lasă-o în pace pe fata asta săraca. Îmi place, știi ce-mi place la caracterul ăsta? Îmi place că ai range foarte mare, adică uitați-vă și voi cât de departe pot să dau. Și îi rup în bucăți, mă, frate. Dar nu mai am abilitățile de la început. Bă, da, moare greu ăsta. Mă, frate. Și nu uitați să apăsați și voi butonașul ăla de like acolo dacă vreți să mai încercăm și alte jocuri noi. Pentru că, până la urmă, eu mereu încerc jocuri noi și vreau să vedem ce se mai lansează. Un portal. Ok, pot să intru în portalul ăsta. Battle complete. Și asta a fost bătălia. Bă, mi-a plăcut, sincer. Chiar super tare. Returning to the Pantheon. Avem aici The Hero Forge, unde poți să-ți schimbi caracterul, dar trebuie să faci diferite chestii. Uite, de exemplu, pot să dau aici Try Hero. Să zicem că vreau să mă joc, nu știu, care îmi place mie mai mult. Uite, unul cu un urs. Ăsta mi se pare destul de wow, cum arată el. Asta dă cu electricitate, ia uitați-vă. Da, deci practic te lasă să testezi orice erou. Și cred că la un moment dat o să pot să-mi și schimb și să fac eu ce vreau. Păi așa mai vii de acasă, ia uite. Bine, nu sunt eu prea bun cu vrăjitorii de obicei, dar ăsta, în momentul în care trage într-unul, se duce în toți. Vedeți? Campaign battle. Ability tree. Uite, aici îți poți pune abilitățile. Confirm. Asta mi-o doream și nu aveam. Și pot să mi-o pun pe E. Ăsta, după cum vedeți, este un alt player care se joacă și el chiar în acest moment. Nu știu exact cum pot să fac să dau zoom in pe caracterul lui să văd, dar el are și un pet. Observați, are un dragonaș. Îmi place foarte mult dragonașul ăsta. Vorbim cu tipa asta cu care am vorbit deja, pe care am ajutat-o în bătălie de fapt. Se pare că știe de ce sunt demonii ăștia aici. Pare că capitanul vrea să vorbească cu mine. Hai să mergem să discutăm cum să ne apărăm de acești monștri. Hai că am discutat dacă e. Atacați! E mișto caracterul. Și în general designul caracterilor în jocul ăsta îmi place foarte mult. V-am zis, dacă vreți să știți și voi mai multe despre joc, aveți link în descriere, intrați acolo pe Steam. Și pe 27 august se va lansa. Dacă vreți să vi luați, poate să ne jucăm, poate să ne mai jucăm. Poate jucăm și împreună. De ce nu? Pentru că se poate. Ca, uite, asta e mai bună. Uite, asta e mai bună. Și mi-am pus-o aici că e chiar super bună în comparație. Experiența pe care o am eu acum cu acest caracter mi se pare super. Avem și cutscene aici. Bă, și cutscene-uri într-un joc de ăsta mi se pare wow. Mamă, ce urățenie. Urățenia pământului. Urățenia pământului. Ce a făcut, mă? A bătut-o pe fată? A bătut-o pe fată, mă, cred că. Păi bătut-o pe fată. Păi da, veniți încoace că vă dau. Voi o bateți pe o fată așa când vreți voi, așa credeți voi? Da, deci e genul de joc ca Diablo, știi? Se vede de sus. Și, v-am zis, dacă vă plac genurile astea de joc, clar, trebuie să-l încercați și pe Pagan Online. Ia uite câte aite. Ce-am găsit? More shard. Cred că e ceva de crafting, dacă nu mă înșel. 16, 20, 39, 40. E mai bună aia și am să pun și o amuletă de-asta. She's already here, in fact, she wants to talk to you urgently. Deci ea a murit
în lumea muritorilor, cum ar veni, și a venit aici în rai și ea. Și aici poți să vorbești cu ea, pentru că uite-o. Ha, ce tare, bă, lol! Asta e șmecher. Asta chiar e chiar mișto conceptul ăsta. Dar ea nu cred că se mai poate întoarce, pe când noi ne întoarcem când vrem noi. Aici o să putem să facem crafting-ul pe viitor. Momentan nu putem, pentru că nu suntem suficient de avansați. Abia am level 1, adică ați văzut și voi, era unul cu level 29 sau ceva de genul ăsta. Dar avem aici Battle Gate-ul. Putem să apăsăm din nou dacă vrem să intrăm într-o nouă misiune. Și avem aici, bineînțeles, următoarea misiune disponibilă. O să-i dăm așa, Arcane Craft Box. Și dăm pe battle. De caracterul ăsta se folosește de sângele inamicilor înainte ca sângele să răcească. Sau ce obțin așa zice ea. Și tipul ăsta încearcă să facă ceva. Eu trebuie să-l apăr. Ia uitați-vă ce face. Face ceva acolo înăuntru. Hai să-l apărăm, hai să-l apărăm. Aoleu. Trebuie să nu mi-l omoare, că dacă mi-l omoară, s-a dus toată misiunea. Am făcut și level. Yes. Yes. Abia aștept să-mi iau abilități noi, mă, frate, că abilitățile astea sunt bune, dar nu sunt cine știe ce. Adică sunt atacuri basic. Oh, ce e chestia aia? Oh my god, m-a dat pe jos. Bă, prietene, mă, unde te crezi aici, mă? Mamă, mi-a dat slow. Vai de capul meu cât damage dă. Vai de capul meu cât damage dă. Vai de capul meu! Bă, dar dă prea mult damage. Dă-i. Yes! Final wave. What? Vai de capul și de zile mele, ce a fost asta? Wow, a murit toată lumea. Păi voi ați văzut cât s-au ieșit de acolo? Și uitați-vă câte chestii am de colecționat de pe jos. Aici cred că ar fi mers autolutul ăla, sincer să fiu. The Night Witch. Ce am găsit? Ia. Mișto, îmi place. Deci am găsit o grămadă de chestii. Mamă, deci ăsta a fost un boss mare, deci uitați-vă și voi câte chestii spre jos. Să le colecționăm pe toate. Acționăm cu obiectul acesta. Ok. We have Drevna Cutia. Ok, stai să iau și ăsta înainte să ne întoarcem. Și acum ne putem întoarce, battle complete. Acum, pentru că am făcut această misiune, avem posibilitatea să mergem aici și să craftăm chestii. Pentru că am obținut chestia aia. Și o voi pune aici. Ia să vedem dacă ne ajută. Zbang. Crafting. Bun, și aici ne învață despre crafting. Crafting recipe. Pui recipe-ul aici și îți craftezi practic ce vrei tu. Uite, dintre astea, să zicem că o vreau pasta. Zbam. Și o craftezi, știi? Sau ceva de genul ăsta. Uite, craft. Și așa se craftează orice item vrei. Bă, animațiile astea super mișto, mă, frate. Wow, cum arată. Super tare. Bun. Cam atât a fost cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai vedeți poate și alte episoade pe viitor, poate vreți să mai încercăm și alte jocuri noi, nu uitați, dați acolo un mare, mare like. Link aveți pentru joculeț în descriere. Jocul e disponibil pe Steam de pe 27 august oficial și noi ne auzim data viitoare.